Salutare și bine ați venit la un nou clip pe canalul meu. Data trecută v-am arătat cum se poate instala un client pentru IRC, Internet Rally Chat. În acest clip vă voi arăta cum să vă conectați la un server și la un canal de discuții. Bun. În primul rând, pornim clientul, care este Hex Chat. Bun. Și apare această mică fereastră. Dacă mai țin minte bine, și data trecută v-am explicat setările. Nickname, al doilea nume, al treilea nume și username-ul, care de obicei, cel puțin eu, îl setez ca primul. Ca la nickname. După care de la network, o listă foarte mare, se alege serverul. De obicei se folosește acest server, Libera Chat. Mai se mai folosea OFTC-ul, cât se mai folosește, dar rar. Undernet-ul se mai folosea sau se mai folosește, nu știu sigur. Dar în lumea open source, să zicem așa, se folosește Libera Chat. Se selectează Libera Chat. Setările care le fac eu, îmi place să-l pun la favorite, show favorite only. Am crezut că mi s-a blocat sistemul, dar a trecut de la sistemul de noapte la sistemul de zi sau la tema. Îmi place să bifez și skip network pentru că este selectat Libera Chat. Și atunci automat o să treacă pe acest server la pornire. Intru sau intrați la edit. Și la edit selectăm aici unde e această fereastră Auto Join Channel și putem să adăugăm canale. Dăm pe butonul Add / Linux Ro. Este o canal comunității Linux România. Puteți să adăugați mai multe canale. Dacă vreți, de exemplu, Fedora sau Arch Linux sau Ubuntu, mai este și Linux. La Connect Command nu trebuie să adăugați nimica. Ce ar mai fi? Nick server pentru logarea, autentificarea automată. Se selectează această comandă de la login method. Se introduce parola. Și dacă aveți userul înregistrat, eu îl am și dau close. După ce am dat close, dau click pe butonul connect și aștept să se facă conectarea automată. Și s-a făcut conectarea automată, mi-a intrat și pe canale automat. Acesta e canalul Linux Rom. Linux Rom e canalul comunității Linux România. Avem un utilizator. Practic tot eu sunt cu doi utilizatori. Ubuntu, cum am mai spus, Linux. Și așa de simplu se face conectarea la IRC. Puteți să vorbiți
ceea ce vreți și, cum am mai spus și în clipul trecut, este una dintre cele mai sigure comunicări pe internet, IRC-ul, Internet Rally Chat. Așa că vă aștept să intrați și pe IRC, să povestim cu toții. Vă aștept și pe forumul de la Comunitatea Linux România și pe server. Serverul de Discord, mă scuzați. Totul în descriere. Și vă aștept și pe site-ul rootlinux.ro, de unde veți afla știri, tutoriale despre lumea Linux și open source. Acesta este tot clipul. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept pe canal de IRC. Vă mulțumesc!